Anul 2021 se arată a fi un an dificil pentru români. Pe lângă problemele cauzate de pandemie, aceștia se vor confrunta și cu prețuri mult mai mari. Deja carburanții auto, țigările, dar și unele dintre alimente s-au scumpit. Saltul prețurilor mărfurilor ar putea fi resimțite de consumatori în perioada următoare, printr-un cost sporit al bunurilor esențiale. Mai mult, în ultimii 3 ani, în țara noastră, cel mai mult s-au scumpit cele mai sănătoase alimente. Prețurile în România sunt din ce în ce mai mari. Despre asta ce părere aveți? Și pensiile nu s-au mărit. Asta e durerea mare. Că nu putem să cumpărăm ca să ne săturăm. Deci trebuie să cumpărăm cu țârâita, ca să ne menținem. Cresc, dar la pensie de ce nu ne dau bănuți? De ce nu dau bani și la salarii și la pensii? Foarte urât din partea lor. Bine că își fac ei salariile mari. Românii sunt în topul europenilor care dau cei mai mulți bani pe mâncare din totalul cheltuielilor lunare. Din această cauză sunt mult mai afectați de scumpirile din acest domeniu decât cetățenii din celelalte țări membre, mai ales că prețurile la alimente au ajuns să crească la fel de repede ca media europeană, iar veniturile rămân printre cele mai mici.